Peșiț, actual consilier educativ, ne ofera spațiu și spunea, da, veniți aici, uite, vă las cheia. Țin minte că erau orele de după amiaza, când se terminau studiile la ora 6, de la 6 la 7 și jumătate, copiii împreună cu mine stăteam într-o săliță de clasă acolo în gimnaziu și făceam presă și concuram. Și unul dintre, dacă vreți, rezultatele remarcabile a fost acest ziar. Haideți să vă spun povestea lui pe scurt, reporter de liceu. Această imagine e îmbunătățită și adaptată. Dacă vă uitați, în partea dreaptă este centenarul care ne face cinste și ne amintește că au fost niște etape pe care le-a ars această națiune și pe urmă, mai jos, acolo în mijloc, e o chestiune micuță, care este logo-ul nostru. Este grafica pe care ne-a ajutat doamna Nicoleta Budoda să o... fost elev de matematică. Da, printr-un fost elev de matematică informatică, care l-a uitat de liceul lui și care în continuare ne ajută. Proiect de educație socială și implicare activă. La medicină, actualmente au terminat cu toții medicina, tehnică dentară, student la limbi moderne aplicate, medicină. Deci avem trei mediciniști și un student la limbi moderne aplicate, jurnaliști,